Guvernul vrea să scutească mai mulți pensionari de impozite. Astfel, potrivit unor surse, plafonul până la care se încasează dări la stat va fi crescut la 2300 de lei. Prevederea ar urma să intre în vigoare din această toamnă. Asta în timp ce știm cu toții pensiile foarte mari vor fi impozitate drastic pentru ce depășește pragul de 10.000 de lei. Maria Toader ne vorbește despre aceste noi calcule care se fac la Palatul Victoria. Maria, bună dimineața! Bun găsit! Iată că în momentul de față guvernul încă face calcule, iar săptămâna viitoare am putea să vedem o primă formă a unei ordonanțe de urgență care în primul rând ar urma să impoziteze pensiile de peste 10.000 de lei. Mai întâi urmează să aibă loc la începutul săptămânii viitoare și niște discuții cu cei din cadrul CSM, astfel încât foștii magistrați să vadă clar care sunt calculele guvernului și să nu conteste ulterior o eventuală măsură drastică pe care o pregătește executivul. Potrivit celui mai recent scenariu care a fost în momentul de față pus la dispoziția Antene 3, vorbim de o impozitare de 50%, vorbim de diferența care rămâne peste această cuantumă de 10.000 de lei care ar urma să fie impozitată într-un asemenea fel, în condițiile în care știm că se lua în calcul chiar și o variantă mult mai drastică de 90%, varianta care este cuprinsă într-o propunere legislativă aflată în momentul de față în Parlament. Pe de altă parte, sunt vești bune pentru toți pensionarii care sunt pregătite de guvernanți. Vorbim, pe de-o parte, de creșterea punctului de pensie cu 15% din septembrie și în același timp ar urma să fie majorat și plafonul pentru pensiile care nu vor mai fi impozitate. Un plafon care în prezent este de 2.000 de lei. Știm din anul 2017, după o serie de măsuri care au fost luate în Parlament, tot de guvernarea PSD-ALDE. În ultimul rând, încă o veste bună ar urma să vină de la Palatul Victoria. Sperăm săptămâna viitoare. Mă refer aici la creșterea plafonului pentru rețetele compensate la medicamente. Acesta în prezent este de 990 de lei și se ia în calcul o creștere la 1100-1150 de lei.